de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Neața tuturor, 12 noiembrie, joi, deci Liviu Harbuz, bună dimineața. Bună dimineața. Mesagerul de neamț. Bine v-am găsit. Domnul Liviu, domnul doctor Liviu Harbuz, consilier local, este astăzi în plină vervă după ce ieri a reușit să... Cu mare emoție am participat la prima ședință a Consiliului Local. Chiar am fost emoționat pentru că ședința s-a ținut în... La Petrurare și... Eu care credeam că ați fost emoționat că ați fost la prima ședință. Și la prima ședință e... Oricât aș fi făcut în viața asta, există o emoție pentru fiecare început. Bun, acum eu, sincer să fiu, mă bucur că s-a ținut la Petrurare și că s-a dat un semnal. Doamne, vrem să facem ședințele la un anumit nivel. Acum să vedem dacă nivelul ăsta va fi menținut în continuare. Sau, mă rog, am văzut și lucruri interesante la ședință, dacă... Ați văzut și ședința. Am văzut și lucruri interesante. Nu mai poți să faci nimic în țara asta, așa, fără să știi. De exemplu, am aflat că pășunile, deci cel care deține pășunile plătește din redevență ce are de plătit la primărie. Adică lucruri interesante așa în ședință, lucruri care merită, de exemplu, discutate odată și odată, nu acum, că acum avem alte treburi de discutat. Bineînțeles. Spuneți-mi totuși în mare, cum v-a simțit consilier local? Ca partea unei majorități? Ca un pionier în administrație, deși nu e cazul. Partea unei majorități, desigur, cred că au fost stabilite deja relații cordiale între absolut toate partidele. N-am sesizat vreo antipatie. Eu mă pregătesc. Deci, între toate partidele, da? Între toate partidele. Mi s-a părut, cel puțin în prima ședință, totul a fost votat în unanimitate. Bine, nu am sesizat... Am o teamă de unanimități. Poate ar trebui să nu aveți în perioada asta. Și am să vă spun ceva. Aici e valabil și pentru Parlament, și pentru consiliile locale, și pentru consiliile județene. Cred că avem nevoie de solidaritate. Dacă în perioada asta continuăm luptele politice nesfârșite și fiecare profită de fapt urmărește greșeala, fiecare mică greșeală pentru a ataca, nu cred că vom ajunge nicăieri. În perioada asta, uitați-vă ce se întâmplă, avem peste 200 de morți pe zi. Aud cu stupoare din gura președintelui că două spitale din Timișoara nu au comunicat suficient și au murit niște oameni. Păi asta e omor din culpă, dacă o luăm dinspre reprezentanții administrației. Deci cum adică n-au comunicat și au murit niște oameni și asta e tot? Asta este concluzia? Au murit, mor oameni și nu avem niciun fel de răspundere. Dacă vă uitați, mă scuzați. Nu, că eu aștept. Doar vreau să vă spun lucrul ăsta pentru că le-am pe limbă de ani de zile. Dom'le, nu avem răspunderea magistratului, nu avem răspundere ministerială, nu avem răspundere în administrație. Se cheltuiesc bani, se plătesc amenzi, în ghilimele amenzi. Acele hotărâri de instanță care spun că statul trebuie să-l despăgubească pe cel căruia i s-a desfăcut contractul de muncă ilegal, plătește statul, deși legea spune că instituția trebuie să se întoarcă împotriva și să recupereze banii de la cel care a semnat acea decizie, nu se întâmplă nicăieri. Deci nu avem bani, suntem o țară săracă, dar mereu reușim să aruncăm cu banii pe pereți și să nu controlăm deciziile administrative, atât la administrația centrală cât și în cea locală. Domnul doctor, acum știți cum e. Eu sunt de acord că trebuie să fim solidari. Dar nu trebuie să fim solidari în isterie și nici în prostie. Nici în isterie, nici în prostie, dar nu suntem solidari în nimic. Ar trebui să fim solidari în pandemie. Dar cum putem noi fi solidari în momentul acesta în care în restul lumii, să spunem, civilizate, deși mă încep să mă îndoiesc. Că și ei sunt praf. Încep să mă îndoiesc de lucrul și acesta. Și ei sunt praf, uitați-vă ce se Nu se mai administrează clorchinină sau cum se cheamă. Așa. Nu se mai administrează plaquenil.
nu se mai administrează alte medicamente. Ori la noi... Aici vorbim de medicină. Da, nu, aici vorbim secundă. De medicină, de eficiența tratamentelor. Nu. Eu vorbesc de altceva. La noi nu se mai... La noi, bineînțeles că nu se administrează altceva, dar nimeni nu vine să spună, domne, noi încă administrăm schema de tratament la COVID din aprilie. În restul lumii lucrurile astea nu se mai întâmplă. Domnul Bălănescu, vreți să vă spun cum se administrează schema? Cu ce au? Și atunci să fiu solidar cu cei care spun așa? Nu, vreau să fim noi solidari între noi. Eu când vorbesc de solidaritate, uite, ne aflăm aici în piață, mă gândesc la faptul că toți pietrenii ar trebui acum în fiecare zi să vină să facă cumpărături de la comercianții din piață. Inclusiv brânzeturi, inclusiv carne. Nu știu, eu o solidaritate o văd prin a sabota marile supermarketuri în perioada asta, a încuraja întreprinzătorii locali. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. De solidaritatea asta avem nevoie. Să ne pese când vedem că un om cade pe stradă. Să ne pese când bolnavii de cancer stau la ușa spitalului. Să mergem toți acolo să protestăm pentru bolnavii de cancer, de exemplu, care stau în afara spitalului, stau în frig, stau la coadă, nu au mașini. Pentru toți cei care au alte pentru afecții. Pentru cei care trebuie să facă dializă și exact. Centrele de dializă au alte devenit patologii. Centre de infectare. Nimeni, n-am văzut spiritul ăsta de solidaritate pentru acești oameni. Mor, suntem ca un război din ăla cumplit, tăcut. Dacă ar fi război, probabil că în fiecare zi s-ar raporta numărul de victime. Acum nici măcar asta, în afară de victimele rezultate din pandemie, nimeni nu mai vorbește de alte patologii și spune asta de 6 luni de zile la dumneavoastră. Vorbeam aici despre ce se poate întâmpla, despre anarhie. Uitați-vă că lucrurile se întâmplă. Țineți minte ce discutam despre America? Exact. Ia uitați acum, în dimineața asta, se spune așa. Nu mai este sigur că Biden va câștiga. Sunt speculații, dar se adună un milion de oameni, se spune, la Washington să protesteze împotriva fraudelor în alegeri. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, conform Constituției americane, unde avem cea mai sănătoasă democrație din lume, sau cel puțin așa am crezut până la aceste alegeri, toate aceste proceduri și etape sunt prevăzute în Constituție. Deci nu e prima dată când sunt contestate alegerile. Nu e prima dată când rezultatul este foarte strâns, pentru că până la urmă un candidat are nevoie de 270 de electori ca să câștige și în momentul de față Biden are 276, dacă nu greșesc. Dacă nu deci, se întâmplă nimic. Păi nu prea mai are ce se întâmple. Probabil că în Georgia vor face numărătoare manuală, s-a mai întâmplat în Statele Unite, să nu uităm că atunci când Bush a câștigat, republicanii au câștigat în detrimentul democraților, la fel numărul, voturile au fost numărate la mână. Au aceste drepturi, trăim într-o democrație aproape, de fapt este modelul de democrație mondial, modelul din Statele Unite, au dreptul să conteste, au dreptul să meargă la Curtea Supremă, toate aceste etape vor fi parcurse pentru că vorbim despre un personaj extrem de competitiv, așa cum este Trump. Și Trump nu va ezita să-și... N-ați văzut? A început să schimbe șef de instituții militare. Să schimbe da, unii vorbesc de posibilitatea instaurării unui regim autoritar, nu ca să nu zic. În America nu este posibil așa ceva. În America... Deci se ajunge la război civil a doua zi. Păi în America a fost un război civil, ale cărui urme se văd dacă ne uităm pe harta Americii la alegeri. Aduceți-vă aminte că atunci când i-a cerut șefului Pentagonului Trump să intervină armata, el a refuzat să scoată armata în stradă și așa a folosit garda civilă. Nu toți guvernatorii au acceptat această situație. Unii chiar s-au luptat cu Trump și n-a intervenit nici măcar garda civilă. Dar vorbim de democrație. În democrație există posibilitatea de a parcurge niște etape pentru a ți se face dreptate, pentru că sentimentul și principiul dreptății este sfânt în Statele Unite. Da. Sau cel puțin teoretic. Eu spun că teoretic. În momentul acesta. Dar gândiți-vă că vorbim despre 10 milioane de infectați.
Gândiți-vă că vorbim de, sper să nu greșesc, cred că sunt 196.000 de morți. În timpul declarați. Asta, declarați. Pentru că ei au o problemă cu declararea. Cert este că nicăieri în lume nu mai e liniște, trăim vremuri foarte grele și revin. Asta este motivul pentru care avem nevoie de solidaritate. Dacă noi nu ne rezolvăm problemele, nu o să vină americanii să ne le rezolve niciodată. Dacă noi nu reușim să fim solidari, începând de aici, începând din fiecare localitate din România, haideți, oameni buni, să învățăm, să cumpărăm, să ne facem cumpărăturile de la micii întreprinzători, să-i sprijinim în perioada asta. Dacă îi sprijinim pe ei, ne sprijinim pe noi. Nu vor da faliment, nu vor avea nevoie de sume foarte mari pentru a fi susținuți în perioada de criză. Ba mai mult, gândiți-vă că toate aceste mici puncte comerciale din Piatra Neamț, ale pietrenilor, vin cu taxe și impozite la primărie. Deci aici este un sistem cascadă. Dacă vom reuși să-i sprijinim noi, marea masă, noi cumpărătorii, noi clienții, pe comercianți, aceștia vor supraviețui, ba mai mult vor contribui până la urmă la ceea ce înseamnă bunăstarea noastră, pentru că ei plătesc taxe și impozite la primăria Piatra Neamț. Bun, dar chiar mi-am propus să fac o mișcare în sensul ăsta și să încurajez ca oamenii să cumpere de la măcelăriile din piață, de la măcelăriile din oraș, de la magazinele de pește, de la magazinele, chiar magazinele mixte de cartier, pentru că prin această mică economie locală putem supraviețui. Eu o să vă rog în calitate de consilier local să vorbiți... În calitate de consilier local vorbeam, de Trump. De Trump. Nu, în calitate de consilier local vă rog să vorbiți un pic, poate reușiți cu cei de la Urban, să-i întrebați ce s-au gândit ei să facă și în celelalte piețe ale orașului, nu numai în Piața Mare. Păi, după aceea, în celelalte piețe ale orașului nu mai ai nevoie să dărme niciun perete, că-ți dărmați gata. Da, unul la mână, doi la mână. Poate se gândesc la o inițiativă pentru acele micropiețe de cartier în perioada asta, dacă se poate. Adică, nu știu, poate ieșim din hibernarea. Bun, una peste alta, aș vrea să chiar salut implicarea prefectului și a primarului, care din prima zi au fost în piață, au căutat soluții. Eu salut și implicarea mea, pentru că am scris pe Facebook și ce am scris pe Facebook, am văzut că s-a aplicat aproape în piață. Că presa împreună cu autoritățile n-am să scris facă în calitate de consensuale. N-am scris în calitate de ziarist acolo. Aici era jurnal? Nu, am scris pe pagina proprie, să scriu în E un fel de jurnal, adică ați scris un jurnal, jurnal de pandemie în era Carabelea, exact. Ca să spun așa. Deci am scris înainte și în era chitic, așa că nu e niciun fel de problemă. Da, ideea este că... Mie îmi place solidaritatea, totuși, la nivelul primăriei. Avem nevoie. Am văzut că începe să existe o solidaritate tot mai explicită între primar și funcționarii din primărie, o solidaritate între firmele care lucrau cu primăria și primăria. Cred că e prea devreme să vorbiți despre o solidaritate între primar și... O solidaritate în sensul bun al cuvântului, nu în sensul rău. Eu cred că primarul, acum îi cerem mult prea mult în prima lună de mandat, eu zic că primarul are nevoie... Să știți că în luna de miere întotdeauna se cere mult. Da, dar luna de miere... E adevărat că ești epuizat. Nu poate fi doar o lună. Ești epuizat. Gândiți-vă că în momentul de față funcționează fără viceprimari, a fost abia prima ședință de consiliu, mapa nu este deloc una subțire, nimeni nu așteaptă ca o structură administrativă să se așeze, lucrurile trebuie rezolvate din mers, dar desigur și eficient, pentru că altfel nu s-a justificat, nu s-au justificat criticile și nici campania electorală foarte acidă împotriva fostei administrații. Deci, până la urmă, ori se schimbă ceva, dacă rămânem la fel, eu personal am spus și spun în continuare, eu dacă lucrurile vor merge așa, deși am renunțat să candidez pentru Parlament, pentru că îmi doresc să rămân la Piatra Neamț, pentru că îmi doresc să fac ceva pentru pietreni. Dar dacă lucrurile nu se vor schimba, voi renunța și probabil voi renunța de tot la politică, pentru că e așa, nu știu, simt că e ultima luptă pe care pot să o duc, am obosit să mă tot lupt.
De-aia fac apel la solidaritate, de-aia fac apel la eliminarea acestor războaie sterile politice care nu duc la nimic bun. Bun. Cum ar trebui să funcționeze lucrurile atunci? Pentru că încep să creionez. Avem o societate în care trăim, da? Eu vreau să fim solidari. La nivel, vorbim acum de societate, nu vorbim la nivel de administrație. Putem vorbi și de... Deci, administrația este inclusă în societate. Deci, avem probleme de genul... Trecem boala deoparte. Acum că am văzut că la spital... a fost ieri o conferință de presă la spital, domnul doctor... Și întrebați cei care conduc acum spitalul, de fapt cel care conduce acum spitalul, domnul director Micu, fost viceprimar la Roman, spunea, este ok, suntem aprovizionați, avem de toate. Este ok, mai angajăm niște medici, de unde îi angajez? Mai facem da, totul este ok. Eu am impresia că trăiesc într-un univers paralel. Totul este ok. Ne declarăm dorința de a fi solidari, vrem să cumpărăm, vrem să facem. Dar ce nu acceptați că poate e o strategie de comunicare pentru a nu induce panica? Domnul doctor, ce panică să nu induci în momentul acesta? Ați văzut reacția în piață a celor din piață? Deci, joi se dă o hotărâre de guvern, oamenii stau până luni, toată lumea a venit aici, noi am dat știrile atunci, totul era pustiu și nimeni nu s-a dus să discute cu ei. Decizia Comitetului de Criză a Guvernului i-a luat pe nepregătite, inclusiv pe reprezentanții administrației publice locale. Să știți că și ei au fost puși în situație... Nu era treaba lor, era treaba celor care administrează piața. Da, dar... Ei trebuiau să informeze corect administrația, cu ce se poate face, cu ce nu se poate face, să ducă cu o schiță. Dom'le, aici se poate, aici nu se poate, asta facem că ei încasează bănuțul. Bun. Din păcate, nu... Scuzați-mă că sunt atât de nesolidar cu Urbanul. Și eu sunt, cum să zic, pot fi la fel de critic, știți că nu mă feresc să fiu foarte critic. Dar eu cred că povestea asta cu piețele, dacă mă întrebați pe mine, eu personal n-aș fi închis piețele. Sau aș fi închis exact cum ar trebui închise și școlile, de la caz la caz. Corect. După situația epidemiologică din oraș, după o analiză clară, în colaborare cu administrația. De fapt, știți ce nu avem noi și repet și o să spun mereu. Noi nu știm să comunicăm. Nu comunicăm asta. Interinstituțional, intrainstituțional și în afara instituției nu știm să comunicăm cu marele public. Mereu suntem reactivi. Aici mă refer că de astăzi sau de când sunt consilier local, sunt și eu asimilat până la urmă administrației publice locale, chiar dacă sunt în legislativ și nu în executiv, dar pot să spun că mereu reacționăm ca pompierii. Nu înțelegem să facem niște strategii. Nu înțelegem să fim pregătiți să învățăm în urma analizelor să tragem niște concluzii. Nu avem respect pentru organisme guvernamentale sau neguvernamentale care pot preveni astfel de situații. Vă dau un exemplu. Ce ne facem dacă mâine ați auzit că apare nou vaccin pe piață pentru coronavirus? O să apară vaccinul, iar pentru a pregăti logistica pentru vaccinare, asta implică apariția, am stat aseară și am făcut o simulare, a 4 organisme noi, ca să nu mai vorbim că nu avem depozite, pentru că vaccinul la minus 70. La minus 80 de grade. Unul cu minus 70, dar nici nu mai contează. Gândiți-vă că noi avem mâncarea congelată la maxim minus 20 de grade, în marile depozite de carne la minus 40 spre minus 60. Există frigidere medicale alocat. Pe asta le găsim, cred că, doar în centrele universitare, în laboratoare și mai ales asta de genetică moleculară, cu o capacitate foarte mică față de ce ar trebui să însemne o capacitate. Deci, avem partea de transport, care se face în condiții foarte stricte. Repet, pentru minus 70, minus 80 de grade, asta se face cu zăpadă carbonică. Adică există sisteme
Dar noi nu suntem pregătiți. Cred că nu numai noi. Da, da, uitați-vă că americanii, de exemplu, deja au alocat nu știu câte miliarde de dolari, adică e proiectul Biden, da, pentru pregătirea combaterii pandemiei și pentru vaccinare. Trebuie, deci ne confruntăm cu situații noi. Nu ne-am mai confruntat până acum. Asta înseamnă să facem niște organisme, să creăm niște organisme guvernamentale adaptabile la situația prezentă. Noi tot încercăm să peticim DSP-urile. Avem instituții învechite, atunci când vorbim de atribuții, instituții pe care le încărcăm cu sarcini și cu atribuții noi, ele nefiind pregătite din punct de vedere al resursei umane, al finanțării, pentru că dacă nu e finanțată degeaba, tu tot îi dai sarcini, dar la un moment dat tot se arătă către DSP. Dar nu ne uităm câți oameni are DSP-ul, câți bani sunt alocați, nu neapărat pentru salarii, dar pentru funcționarea sistemului. Adică eu, în mod normal, fiecare DSP era obligat să aibă un call center. Avea nevoie de oameni acolo, care, inclusiv de psihologi care să vorbească cu oamenii dincolo de informațiile exacte. Dar ei sunt confuzați oricum. Suni pe unul, îl răspunde unul, îți dă o soluție. Îl suni pe celălalt, îți dă altă soluție. Medicii de familie, la fel, au fost încărcați cu sarcini, dar fără a li se oferi și infrastructura, mă refer aici la partea de protecție, materiale de protecție, mă refer aici la transport. Adică e posibil ca medicul de familie să transporte bolnavul cu mașina lui? E noaptea minții. Gândiți-vă scandalul cu vaccinurile pentru gripa sezonieră. Dom'le, s-au importat 3 milioane de vaccinuri și toată lumea întreabă unde sunt vaccinurile. Unde sunt vaccinurile? Că s-au venit 30.000 până acum. Unde sunt? Eu m-am vaccinat. Deci, bine, fac parte din grupa de risc, nu din grupa politică, pentru că am observat că lucrurile se întâmplă de obicei. Bine, acum grupa politică în general este o grupă de risc. Punctul de vedere al unor organe ale statului. E o grupă de risc, în primul rând, din punct de vedere bancar. Știți că la bancă, dacă te duci și dacă faci politică, trebuie să dai o declarație pentru că ești din grupa de risc și asta implică riscuri. Dar, repet, dom'le, există categoria de risc, oamenii care au comorbidități, au o anumită vârstă, care obligat trebuie vaccinați. Adică medicii spun așa, aia empatici și aia drăguți pe care îi credem, pentru că apar și niște acrituri care ne spun, dacă nu vă vaccinați mâine, vă ia mama dracului. Nu așa convingi oamenii să se vaccineze. Avem nevoie de educație. Gândiți-vă că încă stăm bine. Până acum vreo 10 ani, gradul de acceptabilitate al vaccinării era foarte scăzut. Acum, el a scăzut, cei care nu mai vor să vaccineze sunt undeva la 10% din România, pentru că ei au teoriile alea conspiraționiste, nanoroboții lui Bill Gates. Acum, iar sunt invocați nanoroboții lui Bill Gates. Fraților, n-au nevoie de vaccinul ăsta ca să vă introducă în corp nanoroboți. Nanoroboții, cu ghilimele de rigoare, vi introduceți în fiecare zi, în corp, în casă, în familie, umblând pe Facebook, umblând pe Google, nici nu mai au nevoie de nanoroboți, ne controlează oricum. Există într-adevăr acea teorie despre care noi am mai vorbit în emisiunea dumneavoastră, când va fi controlat organismul uman. Această chestie încă nu este finalizată, dar probabil că se va întâmpla și asta. Dacă vorbim despre nanoroboți, ei sunt folosiți în medicină, dar în interesul pacientului, pentru cu toate alte afecțiuni, nimeni nu o să vă bage nanoroboți pentru un vaccin. Vaccinul este obligatoriu. S-a demonstrat vaccinarea, în general, vaccinarea pentru copii. Eu nu pot să înțeleg irresponsabilitatea unor părinți care refuză să-și vaccineze copiii. Toți, de când ne-am născut, am făcut vaccin. S-a demonstrat, sunt lucruri demonstrate. E foarte adevărat, acum avem o nouă confruntare. Un vaccin nou, un vaccin care nu poate fi obligatoriu, pentru că nu știm ce reacții adverse va avea acest vaccin. Nu știm, în primul rând, dacă vom avea infrastructura de administrare. Chiar vreau să vă întreb, un asemenea vaccin nu poate netestat, fi obligatoriu. Netestat. E testat clinic. După toate regulile unui dar vaccin. Dar după toate regulile. Iar orice produs de sinteză sau produs biologic, cum este vaccinul, pentru că vaccinurile sunt produse biologice,
au nevoie de o perioadă de studiu clinic, iar o perioadă de studiu clinic nu a fost niciodată mai mică de 2 ani. N-ai cum. Pentru un antibiotic ai nevoie de un studiu clinic de 2 ani, dar aminte pentru un vaccin. Vor fi efecte adverse. Există teoria aia care e basic. Dom'le, nu există, nu există boli. Există bolnavi. Pentru că fiecare organism reacționează în mod cu totul și cu totul specific la orice agresor sau substanță externă. Deci am înțeles că România trebuie să primească o cotă de vaccinuri destul de mare. Da, dar nu avem infrastructură. Asta vreau să vă întreb. Dacă noi primim vaccinurile la sfârșitul anului... Doamne, ferește! Dacă deci, noi primim vaccinurile, ce se întâmplă efectiv? Asta vă spuneam. Deci, dom'le, avem nevoie de crearea unor organisme guvernamentale noi care, nu știu, un centru național de vaccinare, care să aibă filiale în fiecare județ. Aș vrea să vă spun că vaccinul ăla care vine să nu-și echipe cineva când merge la medicul de familie. Vor trebui centre specializate cu sistem de depozitare specializat. Iar 5 zile rezistă doar după ce... Absolut. Este. Plus că încă nu știm pentru ce perioadă imunizează. Adică e preconizat cu siguranță un titlu mare de anticorpi în primele 6 luni, dar după aia nu se știe. Este exact situația care sunt eu. Am trecut prin boală și mă uit în fiecare zi cum îmi scade titlul de anticorpi. Pentru că mi-l măsor tot timpul. Să ne anunțați, vă rog. O să vă anunț, dar mi-e frică să nu o luați voastră la capăt. Adică eu măcar am trecut cu bine. Sper ca toți oamenii să treacă cu bine. Îmi doresc ca oamenii să... Vreau să mai spun ceva. Acest vaccin trebuie repetat. Deci l-ai făcut astăzi. Absolut. Și îl faci după 2 săptămâni. Se face cu rapel. Vă dați seama ce organizare trebuie să fie? Asta vă spun. Avem nevoie de un nou organism, nu știu, la nivel național, la nivel local. Avem nevoie de centre de vaccinare, avem nevoie de logistică, transport aceste vaccinuri. Repet, nu vă închipuiți că vă veți vaccina la medicul de familie. Condițiile sunt speciale. Gândiți-vă că acel vaccin de la minus 80 de grade trebuie decongelat pentru a putea fi aplicat. Există niște intervale de timp în care... Adică este o procedură clară. Ca într-un laboratoriu. Dacă te-ai abătut de la acea procedură, e degeaba. Pui, nu neapărat poți să pui în pericol sănătatea pacientului. Adică lucrurile sunt foarte clare. Acum avem nevoie și de resursă umană, pentru că resursa umană pentru această infrastructură de vaccinare trebuie să fie una semimilitarizată. Ce facem? De ce nu începem de ieri trebuia să începem? Care este instituția responsabilă? Cine creează organismul? Cum se creează care acest organism centrele? Guvernamental? Care sunt centrele? Acest organism guvernamental face o analiză, stabilește centrele. Ok, vor fi centrele universitare, pentru că oricum nu vom primi vaccinuri. Știți că noi vorbeam în emisiune despre teoriile lui Harari. Și Harari spunea așa, în viitor vor apărea foarte multe epidemii. Dar accesul la tratamente și la vaccinuri vor avea doar oamenii foarte bogați, pentru că aici intervine și prețul. Doar oamenii foarte bogați, astfel populația globului se va reduce prin lipsa de acces la noile tehnologii medicale. Pentru că prețurile, uitați-vă, industria farma, la ce acum sunt pe piață, 3 mari companii farmaceutice care fac vaccinul sunt în competiție, iar tot auzim că, de fapt, vaccinul în Europa e mai scump decât în Statele Unite. Da, principiile europene sunt mai aplicate atunci când vorbim despre controlul calității, despre calitate, iar europenii preferă să dea un preț mai mare decât un preț mai mic, dar să aibă ceva de calitate. Acum nici nu putem ști. E de calitate, nu e de calitate. Totul este o loterie, că tot vorbeam noi că loteriile au rămas deschise. Și da, ziceam, loteria a rămas deschisă pentru că viața a devenit o loterie. Frumos, așa ar fi trebuit să încheiem emisiunea, dar nu putem aici. Bine, haideți să repetăm. Deci, în ultima perioadă eu citesc, încă mai citesc, citesc tot felul de apeluri pe care le fac diverse instituții. Și pe mine mă înspăimântă lucrul acesta. De ce? Pentru că aceste apeluri vin din diferite direcții și toate arată că în societate există o criză profundă pe toate palierele. De exemplu,
50 de personalități, academicieni, medici, etc., au semnat o scrisoare deschisă către viitorii senatori și deputați ai României. Este o scrisoare care se referă doar la un aspect. Frica mea e că o citiți doar dumneavoastră, nu și viitorii senatori și deci, deputați. Deci, știți ce spune aici? Domnilor, haideți să facem în așa fel încât să luăm 5 măsuri măcar concrete care să reformeze sistemul corupt de promovare a impostorilor în funcții publice. Și oamenii ăștia, atât au văzut ei, eu nu zic că sunt singur. Deci, domnule, așa, înființarea unui registru național al diplomelor gestionat de o autoritate din subordinea Ministerului Învățământului, asta ultima parte, ignorați-o că e proastă. Da. După aceea, instituirea legale, obligației legale ca toți angajații din instituțiile de stat să dea declarații pe propria răspundere sub sancțiunea legii că actele depuse, de studii depuse sunt autentice. Dar asta se face în momentul în care te angajezi. Pentru că te duci pe un post și unde atunci, sunt niște condiții, și atunci, unde îți depui dosarul și, atunci, și subscrii de ce ți asumi sub incidența legii și falsului în declarație că tot ce ai pus la dosar e autentic. Bun. Și ce riști după ce gestionezi sute de miliarde în România dacă tu ți-ai depus o diplomă falsă? Ce riști? Pușcărie. Cu suspendare, domnul... Nu știu, pușcărie... Cu suspendare. Eu vreau să vă spun altceva. E foarte adevărat. Ce spuneți dumneavoastră ține de structura, de esența statului. Și că de, dacă era așa, nu era așa, nu ajungeam în criza credeți asta. Credeți că nu ajungeam în criza asta? Nu ajungeam la nivelul credeți ăsta. Credeți că oamenii mai sunt interesați ce diplome au aia pe la București de care lucrează prin ministere? Oamenii se gândesc așa. Bă, de ce nu-mi face guvernul ăsta testare? De ce mi închide școlile? De ce n-am acces în spital? De ce mor oamenii? Oamenii la asta se gândesc. Ce mănânc mine? Ce îi dau copilului? Cu cine las copilul acasă pentru că mi-a închis școala? Oamenii au bun nevoi imediate. Suntem într-o criză în care vorbim... Ok, suntem cu toții de acord că i-am auzit pe cei de la PMP. Vin, domnule, că vă rog 300... Frumos. Eu vorbeam 300, despre lucruri serioase aici. De 300 de parlamentari. Ok, suntem de acord. Colegii de la USR vor fără penali în viața publică, fără penali în administrație. Sunt de acord, e ok. Alegerea primarului în două tururi. Ok, sunt de acord. Astea sunt prioritățile noastre azi în România. Ok, alea se votează. Credeți că îi mai pasă omului care nu știe dacă mai are loc de muncă? Celor din Horeca... Păi atunci să nu mai facem alegeri. Dar cum adică să nu mai facem alegeri? Păi dacă la oameni nu le pasă decât de asta, de asta, de asta... A venit o idee, m-a inspirat. Sunteți un mediu foarte bun. Haideți noroc că nu sunt medium. Da. Gândiți-vă că fiecare om care merge la vot ar fi testat. Să se facă testare în ziua votării. În masă. Așa. Este în stare guvernul să facă asta? Așa va încuraja și participarea, așa va face și un filtru medical și așa va avea și o imagine a ceea ce se întâmplă apropo de pandemie. De la 18 ani în sus. De la 18 ani în sus, desigur, pentru da, că oricum grupele de risc sunt peste 18 ani. Așa. Da, ar fi o idee, dar nu e incapabil. De ce nu se face testarea în masă? Nu e mai ieftin să testăm în școli și să lăsăm școlile să funcționeze și să nu mai nebunim că cumpărăm tablete, nu cumpărăm tablete, avem curent, avem internet, nu avem internet. Profesorii sunt buni, nu sunt buni, părinții stau acasă pentru că n-au cu cine lăsa copiii, n-ar fi mai simplu. Eu nu înțeleg, mereu găsim soluții care ne complică și mai mult, și mai mult, și mai mult. Iar niște băieți deșterți care stau... La butoane. La anumite butoane, că nu stau în primul eșalon, ci nici în al doilea, stau așa puțin mai în spate, mai bagă 30.000 de tablete acolo, mai bagă niște materiale medicale, mai participă la o licitație, o blochează, lucrurile se întâmplă, iar marea masă a oamenilor suferă și, din păcate, niciodată n-am trăit astfel de vremuri în care plătim cu vieți omenești. Domnul doctor,
marea masă a oamenilor, într-adevăr, se gândește la mâncare, la copii, la ce face el la locul de muncă. Toată lumea se gândește. Se gândește. Știți când s-a mai întâmplat așa? Panica, psihologia. Știți când s-a mai întâmplat așa? Mi-aduc aminte de o perioadă despre care învățam când eram student. Se chema Marea Criză Economică. Marea Criză Economică. Ce a urmat după, domnul doctor? Războiul. Deci, ca urma războiul, dar până la război, au început să apară băieții ăștia despre care ci că n-ai voie să vorbești. Adică, un mic Hitler, un mai mare Mussolini, un nu știu care. Întotdeauna o situație de criză dezvoltă extreme. Pe de altă parte, au avut băieții ăștia de la Est, care sunt la fel de fasciști ca și fasciștii. Deci, nu cumva noi ar trebui să ne gândim să avem oameni buni care să ne conducă, care să gândească în perspectivă. Domnul Bălănescu, nici nu mai știu ce înseamnă oameni buni să ne conducă. Nu avem nevoie de genii, nu avem nevoie de academicieni, pentru că eu am o teorie despre mari profesori. Ei trebuie să stea acolo la catedră. Dați-mi voie atunci, eu îmi propun să-l văd ministru culturii pe noul dumneavoastră coleg de partid, Iona Saftei. Ce anume? Eu vreau să-l văd ministrul culturii. Dacă tot nu avem nevoie de academicieni, eu vreau să-l văd pe domnul Asaftei, ministrul culturii. Vreau să-l văd pe domnul, am uitat cum îl cheamă, Andrușcă, șeful Academiei Române. Și trebuie pe Ionel Arsene, ministrul de interne. Domnul Bălănescu, astea sunt lucruri emoționale. Nu sunt emoționale, sunt reale. Ar trebui să nu ne intereseze cum îl cheamă pe ministru sau pe secretar de stat sau pe director general. Pentru că, în mod normal, o societate... Uitați-vă ce se întâmplă în America. Vi se pare că afectează nebunia, competiția politică? Nu, pentru că un stat stabil intră într-o inerție normală și el funcționează indiferent ce ar fi. În România, din păcate, lupta politică a coborât până la femeia de serviciu care îl bate cu mătura pe șoferul directorului, că e din alt partid. Cam așa se întâmplă lucrurile. Deci noi trebuie să ne gândim ca niște roboți. Avem proceduri, aia e procedura, pe aia o respectă toată lumea, indiferent cum se cheamă el. Până nu vom respecta procedurile, până nu vom respecta regulile, până nu vom mai improviza în stilul românesc, punem izoliri, bandă peste tot. Până la urmă o să ne punem și pe gură. Dar cred că pe gură încet, încet se aplică. No, deocamdată e la liber. Toată lumea vorbește, dar nu se întâmplă nimic. Toată lumea dezbate, nu se întâmplă nimic. Toată lumea strigă, nu se întâmplă nimic. Adică de-aia vă spuneam, avem nevoie de reguli stricte și clare, avem nevoie de solidaritate. Respectarea regulilor implică și solidaritate. Pentru că le respectăm pentru noi, nu pentru guvernanți. Dar, într-adevăr, guvernanții sunt obligați să implementeze programe naționale care să ajute depășirea acestei crize. Așa cum noi, de exemplu, că joia nu facem politică, dar nu pot să nu vă spun din programul... Vă rog. Sunt două puncte din programul Pro-România, la care eu țin foarte mult. Este vorba despre venitul minim de criză, care trebuie să fie 2.000 de lei și 1.500 de lei pentru fiecare alt membru al familiei. Pentru că nu e o chestie pe care o inventăm noi astăzi. Știți bine, noi am mai vorbit aici despre venitul universal, un sistem care a fost practicat, este practicat în Statele Unite, în Germania, Spania. Pentru că altfel vom avea mișcări sociale pe care nu aici, le vom putea controla. Aici vreau să vă rog. Despre asta vorbim. Dacă omul e foame, nu mai are cu ce să-și rulească copiii, credeți că îl mai interesează ce scrisoare au scris mari academicieni? Nu! Îl interesează cu ce își hrănește mâine copiii. Asta îl interesează. Motiv pentru care cred că ar trebui să ne gândim la soluții simple, clare, fără să implice birocrație, dosarul cu șină de care fugim toți. Cred că până la urmă o să apară computere care vor avea fix aspectul unui dosar cu șină. Pentru România. Pentru unii funcționari care altfel nu se simt confortabil să-și desfășoare activitatea. Chiar mă gândesc. Și a doua măsură, v-am dat o idee, da, de marketing.
Iar a doua măsură este aceea de susținere a IMM-urilor. Nu stau acum să prezint cele două măsuri în detaliu, dar sunt măsuri simple. Nu e mai ieftin să previi decât să combați, de când lumea, profilaxia, prevenția a fost mai ieftină. Nu înțelegem că fără prevenție ne ducem în haos, în anarhie. Apropo de ajutat micro-întreprinderile și indiferent de zonă, dar în special Horeca, eu vă spun că aici unde suntem noi, în două săptămâni au apărut trei anunțuri, activitate încheiată, nu că pe perioada coronavirus. Oamenii au închis. Au dat faliment. Au dat faliment. Asta s-a întâmplat. Sau și-au restrâns afacerea. Ba mai mult, guvernul vine acum și îmi spune să-i ajutăm, să le dăm niște granturi și să le dăm niște sume pentru investiții. Păi și nebun, ce să investesc? Ce, să-mi cumpăr ca să vând ce? Dacă eu sunt închis, să investesc în ce? În aparatură, în mobilier? Atunci când vorbim despre Horeca. Ca să ce? Deci, revin. Ieri, apropo de societate și de cum funcționează ea, am văzut un ministru, domnul Vela, dacă nu mă înșel, a spus că nu trebuie să știm numele miniștrilor, dar nu pot, îl asociez cu o geacă din aceea de... Ministru de Interne. Da, ministru de Interne. Top Gun. Eu spun Top Gun. Așa. A ieșit și a spus, astăzi este ziua Z, începem lupta cu infractorii. Da, am văzut acele rase. Și mă uitam și ziceam, poate n-am înțeles bine, am dat pe altă. Ați crezut că e Marea Debarcare de Normandia, da, nu? Asta am zis și eu. Ziua Z. Băi, zic, ce se întâmplă? După aceea au apărut niște știri bine, pe niște canale pe care cine le știe le cunoaște, așa, să spunem, semi-guvernamentale finanțate de la guvern. Și domne, zice, infracționalitatea a devenit un atentat la siguranța națională. Băi, al naibii. Deci, avem morți 200 pe zi de COVID, avem astea și mie sunt ministru de interne. Domnul Bălănescu, sunteți un jurnalist vechi. Din păcate. Nu din păcate, cu multă experiență. Nu știți cum se fac politicile de imagine? Păi, eu am nevoie de politici de imagine. Păi asta se întâmplă, se atrage atenția de la problemele reale. Nu mai bine ne uităm cum îi arestează pe toți infractorii ăștia decât să ne uităm cum mor oamenii în spitale? Nu e mai interesant? Știți, ieri, cred că în Camera Deputaților, nu mai știu exact, sau, dar cred că în Camera Deputaților, s-a votat o chestie. Lumea n-a băgat de seamă că în ziua Z, când ne-am dus să facem, s-a votat lucrul acela. Primul lucru bun care se votează. Ei, știți că acum dacă te duceai și furai de la unul ceva și erai în spate cu trei tuciurii în spate care zicea de frică, așa, venea poliția la tine, te prindea, că te vedea pe o cameră, nu? Și te aducea la poliție. Bineînțeles că venea și păgubașul. Da, era confruntarea între așa. Păgubaș și gândiți-vă, păgubașul, un bătrânel la 65, 80, 70 de ani și un din ăla tatuat așa ca sportivii noștri de acum, și polițistul, ca să scape, să nu fie pus... Renunța la plângere. Numai că se împăcau. Și se închidea și... Se închidea și dosarul. Și se închidea dosarul și s-a votat și a spus, nu se mai poate treaba asta. Dar a ieșit un băiat de la poliție, de la un sindicat Europol sau nu știu unde. Dom'le, nu e bine. Cine? Păi nu mai avem loc în pușcării. Păi ce lume trăim, domnul? Păi asta e. Trebuia să investim și în pușcării. Dacă ne gândim, gândiți-vă doar sumele pe care le-a plătit statul român, Curții Europene de Justiție, Curții pentru Drepturile Omului, din cauza celor care sunt ținuți în condiții improprie în penitenciare, câte penitenciare am fi construit? Vorbim aici de sute de milioane de euro. Mi-aduc aminte că trebuia construit un penitenciar, o pușcărie și la Piatra Neamț, în zona Văleni.
Și s-au dat și terenurile. E o investiție rentabilă. S-au dat și terenurile și tot ce era, numai că nu s-a mai construit primăria, s-a mutat până în doi acolo. S-a acceptat chiar și construcția unor penitenciare private, deci cred că lucrurile ar fi fost în regulă. Da. Nu mai vreau să... Aud un megafon, oare o fi din nou festivalul de chiloți și ciorapi al Camerei de Comerț? Nu, 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 este vorba de cei de la ISU care trec și spun, puneți-vă masca, puneți-vă masca. Târgul de chiloți și ciorapă care îl organizează minunat Camera de Comerț, adevărul că mi-era dor. Sunteți rău pe final de emisiune. Nu sunt rău. Pe final de emisiune pot să vă spun că sunt chiar realist. Adică aș vrea o cameră de comerț care să fie mai activă. Să o văd și eu acum că se implică. Acum... Să văd și eu că apără antreprenoriatul autohton. Nu știu, mă gândesc. Haideți să vă spun ceva. Adică... Camera de comerț din Neamț... Cred că a renunțat să mai facă niște lucruri pentru că timp de vreo 3 ani de zile, și eu nu vorbesc aici de persoane, eu vorbesc de instituție, a trimis niște informări și propuneri și ele... Haideți, domnul Bălescu. Lăsați. Da. Bun. Este... Să încheiem într-o notă optimistă. Eu mă duc acum în piață să-mi fac cumpărăturile. Eu zic să mai stați un pic, că trebuie să vină domnul ministru al agriculturii. O să salut pe domnul ministru. Și este colegul dumneavoastră de profesie, ca să zic așa. Da, și, și este un, e un coleg foarte bun. Vreau să spun că este singurul om care în această criză a piețelor a avut o atitudine decentă ca să facă... A zis, domnule, îmi cer scuze producătorilor pentru... disconfortul creat, n-a putut el să spună chiar tot ce gândea, dar și-a cerut scuze, ceea ce este mare. Da, lucru. Vedeți, este exact ce vă spuneam și vorbeam mai devreme. De multe ori, unii demnitari, unii angajați ai administrației publice locale sunt puși în situații penibile, pentru că au de implementat, de aplicat o legislație șcapă. În care, în loc să se găsească soluții, vorbim aici până la urmă și de autonomia locală și de modul în care este abordată o astfel de decizie a guvernului specific pentru fiecare locație. Repet, așa cum au fost închise aiurea școlile în zone în care era sub 1 la 1000 gradul de infectare, așa și aici închidem piețele. Vorbesc de Piatra Neamț, că la noi, din păcate, suntem undeva, cred că am ajuns la 7, nici nu vreau să anticipez. Oficial a mai scăzut? Probabil oficial. Că oficial a mai scăzut, am încredere, repet, mie îmi place foarte mult modul în care se mișcă prefectul de Neamț. Cred că este foarte activ, foarte implicat și consider că a luat întotdeauna deciziile echilibrat, fără să creeze panică, fără să creeze scandaluri publice, desigur, în limitele în care pot să fie echilibrat în județul Neamț. Eu era să-mi intru în atribuții să spun stop, moment publicitar administrativ. Nu, e, chiar nu e. Deci nu, chiar adică știți este că am aceeași părere pentru că am spus eu. E singurul demnitar pe care de câte ori l-am sunat și l-am întrebat ce se întâmplă. Omul ăsta măcar răspunde la telefon. Corect. Alții nu răspund nici la telefon. Și vin subalterne din deconcentrate, că mă iau nervi acum, din deconcentrate, care habar n-au, vine de la inspectoratul de învățământ sau de unde era doamna aceea pe care a agresat-o verbal, zic unii. Eu consider că a provocat acea scenă doamna, care o întreb, dom'le, au venit tabletele? Câte tablete au venit? Doamna, au venit tabletele? Câte au... Ce se... Stați un pic, că iau eu una acum. Da. Da. E cazul să iau și una ca să mă calmez, da? Da. Vine cel de la DSP, la fel. Adică mie nu se pare de ce mereu prefectul trebuie să răspundă pentru directorii de la deconcentrate care sunt incompetenți. În piață, prefect, primar, DSP, DSVSA, poliție, etc.,
Și se vorbea despre măsuși. La un moment dat, bineînțeles, spunea o întrebare. Am pus și eu o întrebare. Vă rog să mă explicați că tot avem aici... De ce parte erați? Comercian? Eram la mijloc, ca să spun așa, ca de obicei. Dar am și o întrebare. Există legislație care permite, vorbim de pandemie în general, vânzarea mărfurilor de pe Caldarâm? Dacă da, să ni se spună și să ni se spună tuturor care... Nu mai e nimeni pe Caldarâm. Păi nu mai este, că de-abia atunci că era prefectul de față și prefectul n-a spus nimic, dar s-a... După, dar ce se întâmplă? Păi știți că... Păi să știu ce. Păi să știu ce. E lege sau nu e lege? Păi da, dar la Piatra Neamț, la Piatra Neamț întotdeauna am fost întotdeauna altfel, ca să nu spun pe lângă lege, încheiem optimist. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Ne simțim foarte bine, suntem foarte mândri și vom face din Piatra Neamț ceea ce n-a fost niciodată. Îmi aduc aminte de exercițiul acela de dicție cu piatra, piatră. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru, crăpa ori capul capre, cum a crăpat piatra în patru, am încheiat emisiunea. Am încheiat emisiunea, mulțumim, să nu cumva să crape piatra în patru. Câte partide sunt în Consiliul Local? 5. 5. Piatra crapă în 5. Mulțumesc frumos, la revedere. Și eu mulțumesc.